Stimați telespectatori, astăzi avem bucuria și onoarea de a avea ca oaspete, pe un cadru didactic deosebit, o personalitate a învățământului sucevean și nu numai. Dar o să-i dau cuvântul dumnealui ca să spune câteva cuvinte să-l cunoașteți mai bine. Cine ești dumneata, domnule? În primul rând vreau să vă spun bună ziua, să vă mulțumesc pentru invitație, să mulțumim celor care au facilitat această întâlnire și să mă prezint în câteva cuvinte așa cum mă cunoaște toată lumea. Sunt Gheorghe Șorodoc, născut la Vicovu de Jos, absolvent de liceu pedagogic în 1976, absolvent al Facultății de Drept Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași în 1986, ajuns lider de sindicat pe zonă în anul 2000 și în prezent pe aceeași funcție, așa cum au dorit colegii mei să fiu ales în toamna anului trecut, respectiv în noiembrie 2014. Ca și cadru didactic, am funcționat din 1976 de la repartiție la școala cu clase 1-8, numărul 1 din Vicovu de Jos. De acolo am plecat spre sindicat. În momentul de față sunt titular la școala gimnazială Sfântul Stelian Rădăuț, pentru că, așa cum bine se cunoaște, catedra este rezervată pe perioada cât funcționez la sindicat. Cunoscând că v-ați implicat în mișcarea sindicală chiar de la începutul ei, de după 1990, v-aș ruga să spuneți telespectatorilor câteva cuvinte despre începutul ei. Așa cum bine se cunoaște și cum cunosc foarte mulți din colegii noștri, în anul 1990, după Revoluție, au început schimbări profunde în vari domenii ale vieții românilor. Sigur că nici învățământul nu a rămas dat deoparte, iar mișcarea sindicală a cunoscut și a profunde transformări. Cum se cunoaște, până în 1990, activitatea principală a sindicatului era așa cum bine se cunoștea și cum bine se spunea, nu era decât o curea de transmisie. Trebuia regândită absolut întreaga organizare a sindicatelor, lucru care a început să se facă începând din ianuarie 1990. În zona Rădăuț, această transformare a sindicatelor pe domenii de activitate, pentru că până în 1990, cum bine știți, la Vicovu de Jos eram organizația sindicală în care funcționa școala, CAP-ul, poliția, cooperația. Din 1990 s-a gândit ca această organizare sindicală să facă pe domenii de activitate și cred că a fost lucrul cel mai bun. Deci, în 1990, în februarie, la inițiativa regretatului lider de sindicat, Virgil Bujdei, ne-am întâlnit în data de 11 februarie la o ședință de constituire a sindicatului pe zona Rădăuț, ședință care mi-aduc aminte că a fost loc la Colegiul Tehnic Rădăuț. O să vă întrerup puțin și o să vă rog să spuneți telespectatorilor ce s-a făcut până la acea dată. Deci până la data de 11 februarie, fiecare școală, care de fapt avea grupa ei sindicală constituită anterior, a căutat să vină și să gândească problemele cu care se confruntă învățământul și organizația sindicală sau oamenii din școala respectivă și ce ar dori ei să gândească pentru viitor. Și la Vicov de Jos, unde eram atunci, eram 90, tot lider de sindicat, din 1986, când ieșise la pensie predecesoarea mea, Dumnezeu să o odihnească, doamna Enceanu Maria, și din 86 eram, deci, lider de sindicat la școala numărul 1 Vicov de Jos. După 90, în prima ședință de Consiliul Profesoral, îmi aduc aminte că fiecare om avea câte ceva de spus și câte o propunere de făcut. Începând de la modul în care își desfășoară activitatea în cadrul unității de învățământ, modul în care era remunerat, modul în care se trebuia să răspundă activităților extrașcolare, muncă culturală, cum era făcut pe vremea răposatului și atâtea alte lucruri pe care oamenii gândeau să le transforme și în același timp să le fie și mai bine vis-a-vis de ceea ce avea să se întâmple în viitor. Cunoscând că dumneavoastră sunteți și jurist, presupun că atunci s-au întocmit și documente legale pe
pentru a intra în, să spunem așa, în legalitate cu această organizație? Obligatorie, era normal și firesc să se întâmple lucrul acesta, pentru că când ai putere, atunci când ești recunoscut și când te înregistrezi juridic cu documentele necesare. Revin la ședința din 11 februarie de la Colegiul Tehnic Rădăuț, ședință la care nu am participat numai eu, a avut grijă atunci organizatorul, Gil Bujdei, să facă o convocare pentru toată zona Rădăuț. Și mi-aduc aminte că am în față aici un proces verbal de la acea dată și aș enumera câțiva oameni care au participat atunci la ședință și care reprezentau anumite unități de învățământ. Și am să iau în ordinea în care a fost scris în procesul verbal. De la Brodinea venea doamna Malaicu Gabriela, de la Ulma Chifan Marcel, de la Dornești Teodorovici Mărioara, de la Emil Botnăraș, deci era Emil Botnăraș, nu era Iazlovăț, domnul Ioan Turliuc, de la Gălănești Stan Mihai, de la Bilca Motrescu Ion, de la Grămești Procopiuc Lucia, de la Hron de Jos Zbera Ghiță, de la Hron de Sus Popescu Maria, de la Vicuv de Jos Subsemnatul, de la Volovăț Gheorghina Rodica, de la Marginea Hrișcă Ilie, de la Frăteuții Vechi Murariu Dorino, de la Rădăuț de la Liceu Hrumuzache Mictar Ioan, de la actualul CTR Liceu Industrial numărul 1 Rădăuț Grigore Nicolae, de la școala numărul 1 Rădăuț Petrescu Adrian, de la școala numărul 2 Sâmbotelecană Cremioara, de la școala 3 Bujdei Virgil, de la Bujdei Virgil, domnul Romaniu Chilie, domnul Vicente Nicolaiciuc, doamna Chirile Voichița, de la școala cu clase 1-8 numărul 4 Pânzarul Eliana, Coca Alexandrina, căminile și grădinițele, de la cămini și grădinițe erau reprezentate prin doamna Oniciuc, Cârdei Maria și de la Clubul Copiilor, Cibotarul Cornelia. Deci asta a fost, aceștia au fost oamenii care au participat la ședința de constituire sau în care s-a pus problema înființării sindicatului în zona Rădăuț. Ședința, cum am spus, a avut loc în 11 martie 1990. Acești oameni, tot conform procesului verbal de atunci, reprezentau un număr de 538 de membri. Putem spune că Sindicatul Liber și Independent Bucovina al Învățământului din zona Rădăuților s-a înființat cu atâtea sute de oameni, membri. 538. Îmi spuneți-mi, eu am citit cu atenție procesul verbal de la înființare și am văzut că atât dumneavoastră cât și o altă doamnă ați ridicat câteva probleme. Poate telespectatorii ar fi curioși să afle ce probleme s-au ridicat în 1990. Deci, toată lumea își aduce aminte că dacă dăm timpul în urmă cu 25 de ani, cam ce aștepta fiecare. Fiecare aștepta să îi se îmbunătățească viața pe un anumit segment. Doamna Onicic, tot conform procesului verbal, ridica problema atunci referitor problemele referitoare la învățământul preșcolar, cum ar fi reducerea normei didactice, accesul echitabil și al unităților școlare din toate zonele pentru mijloace de învățământ. Vă aduceți aminte, pe vremea aceea erau grădinițe la oraș mai bine dotate cu material didactic, cu mijloace de învățământ, grădinițe de la țară mai puțin dotate. Personal, eu am ridicat atunci problema a ceea ce mă durea pe mine. Faptul că nevastă mea era la Brodina, copiii erau mici, făceau navete de 30 de kilometri în fiecare zi, pleca dimineața și venea seara. Vă aduceți aminte că pe vremea lui Ceaușescu nu conta faptul unde erai repartizat. Deși se spune că familia era un nucleu de bază al societății, soțul era la Constanța și celălalt la Satul Mare. Așa eram și eu în situație cu nevastă mea. Deci eram la Vicul de Jos și nevastă mea la Brodina. Trebuia să respecti într-o totul repartiția pe care ai primit-o. Da. Iar amendamentul pe care l-am propus eu atunci a fost ca să ia măsuri pentru apărarea și întregirea familiei și de asemenea să apere interesul navetiștilor. Observați că după 25 de ani cum s-au ajuns, la ce s-a ajuns cu aceste propuneri. Omul pleacă acum de bună voie la Timișoara și rămâne soția la Suceava, iar naveta a rămas în discuție, într-o veșnică și veșnică discuție cu propuneri și nerezolvată. Și noi tot tragem nădejde. Și tragem nădejde, da. Asta e cel mai bun cuvânt. Spuneți-mi, vă rog, a trebuit ca să urmați niște pași în justiție, da, pentru legalizarea sindicatului. Care au fost aceștia? Cum bine se cunoaște, deci de la ședința de constituire din 11
februarie 1990, nu au fost prezenți toți. Deci am spus că a fost un număr de 538 de membri. Dar imediat ECOU a fost favorabil și pentru celelalte școli din zonă care erau participat la ședința de constituire și până în data de 20 februarie, când am introdus actele de recunoaștere a sindicatului în justiție, respectiv la judecătoria Rădăuți, au fost un număr de 735 de membri. Deci, într-un termen atât de scurt, de la 538 la 735 de membri. Număr cu care o să spun unde am mers mai departe, la momentul potrivit. Deci, această adunare constitutivă a ales un comitet de inițiativă, s-au stabilit anumite responsabilități, cine să facă parte din această structură de conducere și dacă mi este permis, chiar am să mi-aduc aminte din procesul verbal și am să spunem cam cine și cum erau repartizați pe responsabilități. Chiar vă rog. Domnul Virgil Bujdea a fost ales ca lider pe zonă, domnul Mihai Stan a fost ales ca vicelider, doamna Halus Paraschiva era șefa Comisiei Organizatorice și Administrativ-Financiare, subsemnatul era șeful Comisiei Juridice, domnul Grigore Nicolae era șeful Comisiei pentru Protecție Socială, domnul Romaniu Chelie era șeful Comisiei pentru Turism, Odihnă și Tratament, doamna Sâmbotelecană Crămioara era șefa Comisiei Profesionale, domnul Mihai Pânzar, șeful Comisiei pentru Relații Naționale și Internaționale, domnul Adrian Petrescu era șeful Comisiei Cultural, Artistic și Sportive și Cornelia Ciubotar, șefa Comisiei de Revizie. Deci cu acești oameni am mers și am început să facem documentele și actele pentru a introduce dosarul de recunoaștere și înscriere în registrul sindicatelor. Sigur că o discuție importantă în această perioadă a fost cum să se numească sindicatul. Și după mai multe păreri, după ce s-au ascultat, să spunem, propunerile de la mai multă lume, e important să spunem denumirea sindicatului exactă, care este și astăzi. Deci sindicatul se numește Sindicatul Liber și Independent Bucovina al Învățământului din zona Rădăuți. Deci al învățământului, ca să cuprindă toate categoriile de personal care funcționează, care sunt angajate în sistem, respectiv didactic, didactic auxiliar și nedidactic. Zona Rădăuți se cuprinde toată zona, iar noi să rămânem liberi și independenți, așa cum ne-am dorit în 1990 să fim și astăzi, adică să putem decide în nume propriu, fără să ne comande alții. Da, și mai departe? S-a introdus dosarul la judecătoria Rădăuți. În data de 20 februarie 1990, am hotărârea în față, deci în data de 20 februarie, s-a întâmplat recunoașterea juridică și înregistrarea sindicatului nostru ca personalitate juridică. Sigur că, așa cum se întâmplă în justiție, trebuie să treacă un termen pentru că acest lucru să rămână definitiv și revocabil, lucru care s-a și întâmplat, astfel că în data de 5 martie 1990, azi suntem... Deci reținem 5 martie 1990, exact 25 de ani. 5 de ani și 2 zile. Deci în 5 martie 1990, prin încheierea este definitivă, cum se poate vedea și l-avem aici, deci încheierea a fost definitivă și de atunci sindicatul își menține denumirea, structura de conducere și statutul cu care a fost înregistrat în 1990. Sigur că de atunci lucrurile s-au schimbat, în statut au mai intervenit modificări, asta se întâmplă datorită legislației care este mereu schimbătoare în România și sigur că au intervenit schimbări și în structura de conducere pentru că anumiți oameni fie au ieșit la pensie, fie, cu regret trebuie să spun, nu mai sunt printre noi. Spuneți-mi, atunci s-a constituit sindicatul pe zona Rădăuților. Înseamnă că în județul Suceava n-a fost un sindicat județean. Nu. Ci s-au mai înființat. Care anume? Deci în 90, după exemplul nostru, noi acum cu mândrie și cu lipsă de modestie, trebuie să spunem că am fost niște pioneri în acest domeniu. Dar după noi a urmat înființarea sindicatului în jurul municipiului Suceava, care s-a numit Sindicatul
învățământ Spiro Haret, care o vreme îndelungată a fost condusă de către domnul Constantin Cernica, dar mi-aduc aminte și de alte sindicate de la celelalte zone. Câmpul Lung era condus de domnul Zofătă, la Vatra Dorne era condus de doamna Clocotici, profesor de istorie, la Fălticeni, domnul Diaconescu, tot profesor de istorie. Cu timpul, Suceava, Gura Humorului, Fălticeni au format o organizație mai mare, tot care s-a denumit Spiro Haret, și am rămas, să spunem, independenți Rădăuțu, Câmpul Lungu și Vatra Dorne. În momentul de față, tot datorită acestor schimbări, lângă a început Vatra Dornei, prin șirea la pensia doamnei Clocotici să fie, să nu spun absorbită, dar cu bună știință oamenii s-au îndreptat către Spiro Haret, au urmat pe urmă constituirea Alianței Sindicatelor Liberi, Alianțelor Sindicatelor de Învățământ Suceava, gândind o organizație puternică la nivel județean și consultându-mă cu colegii, am spus, domnule, mergem și noi, pentru că e mai bine într-o anumite conjuncturi să fii organizație mare și puternică decât să fii singur lăsat pe zonă și să nu poți să ai putere și să impui anumite lucruri. Și ați rămas toate aceste sindicate județene sau alianța a rămas singură? Nu s-a unit cu nimeni? La nivel național. La nivel național. Aceste sindicate au fost iarăși membri fondatori pentru ceea ce este și astăzi, și anume Federația Sindicatelor Libere de Învățământ. Am în față aici, de pe vremea din 90 februarie, și am să citez un pic. Membrii Sindicatului Liber și Independent Bucovina al Asalariatului din Învățământ Zona Rădăuț, de data asta eram în număr de 735, deci cei 735 au hotărât afilierea la Federația Sindicatului Liber din Învățământ și sunt de acord cu platforma, program și statutul acesteia. Deci sunt de acord cu statutul, program și statutul acesteia. De cât îmi aduc eu aminte, lucrul ăsta s-a întâmplat în aprilie 1990, deci după ce noi aveam înregistrarea făcută la judecătorie, după ce aveam ștampilă, semnătură, putere de decizie, s-a făcut la Piatra Neamț și uitați-vă că pe lângă aniversarea pe care o avem noi, de 25 de ani, ei mai au câtva și serbează și ei, adică Federația Sindicatelor Liberi din Învățământ în aprilie va avea și ea 25 de ani. Federații care pe vremea aceea, cum bine știți, a fost și la început, a fost condusă de mai mulți oameni, liderii proeminenți au fost domnul Ciorbea, domnul Aurel Cornea, în momentul de față este condusă de Simeon Hâncescu, coleg și bucovinean de la Poen-Solca. Spuneți-mă, în 1990, la 500 ceva, la 700 ceva de membri, acum, la ora actuală, cam câți membri sunt și în câte organizații? Sindicatul nostru numai Învățământ Rădăuț. Ne referim mai strict la zona Rădăuț, așa cum spune și titulatura. Deci, 735 de membri am mers și am fost membri, și Bucovina Rădăuț a fost membru fondator al Federației Sindicatelor Libere de Învățământ. Până în 90, cât sindicatul a fost condus de domnul Virgil Bujdei, s-a ajuns la 1750 de membri. Din 2000, după moartea domnului Virgil Bujdei și un interimat asigurat de domnul Ilie Romaniuc, din octombrie 90 și până în prezent, numărul de membri de sindicat care s-au afiliat la sindicatul nostru a crescut permanent. În momentul de față, pot să afirm, nu cu mândrie, că în momentul în care ai mai mulți oameni, ai mai multe probleme de rezolvat. La ultimul recensământ, sunt 3012 oameni. E un salt destul de mare. Aproape dublu. Avem unități școlare sau localități
care n-au aderat la sindicat? Deci, în zona noastră. În zona Rădăuți nu mai există nici o școală sau o grădiniță care să nu fie afiliată la sindicat. Foarte interesant și foarte important. Și m-ați întrebat adineauri câte grupe sindicale? 72 de grupe sindicale. De la o grupă sindicală cea mai mică cu 15 membri până la cea mai mare organizație de grupă sindicală care are 170 de membri. În funcție de numărul de, personal din unitatea respectivă. Am vrea să facem acum cumva un salt în timp, de atunci și până acum, și să ne spuneți, să spuneți telespectator cu ce probleme importante s-o lovit, de ce probleme importante s-a lovit sindicatul în această perioadă. În perioada de 25 de ani? Da, De 25 de ani. Păi dacă ar fi să luăm de la începuturi, haideți să ne gândim un pic ce ar fi însemnat în 1990 mișcarea de personal. Apropo de propunerea pe care a făcut eu, când un membru de familie era într-o parte, când celălalt era în cealaltă parte. Deci a fost an la rând un efort gândit din partea sindicatului și în colaborare cu partenerii de dialog social, și spun aici în primul rând Inspectoratul Școlar Județean Suceava, de a regândi apropierea membrilor familiei către localitatea de domiciliu. Odată ca să evităm naveta, odată ca omul să câștige timp și apoi să-și rezolve problemele din familie, că așa este normal și firesc. Deci, le-aș categorize mișcare de personal, îmbunătățirea statutului social al cadrului didactic, și anume demersurile făcute în plan județean, dar și în plan național, pentru ridicarea condiției sociale a cadrului didactic și în special pentru o salarizare corespunzătoare. Ar fi un efort, acum ar fi, să spunem, mult de discutat, de la mișcările de protest, de la grevele generale, care au însemnat perturbarea sistemului de învățământ, dar care în final au asigurat niște mări de salarii constante și substanțiale pentru toți angajații din sistem. Și o altă problemă importantă a fost de asemenea ca în plan social oamenii să fie ajutați atunci când sunt în nevoie, prin ajutoarele pe care le-am dat din partea sindicatului sau în cadrul localităților, prin conlucrare cu administrații locale, să, cum era în 90, să primească o garsonieră, să primească un apartament, să primească o butelie de aragaz, că și o butelie de aragaz era pe vremea aceea era o problemă. Mi-aduc aminte cu Ginul Dumnezeu să-l ierte, când primeam repartiții la gară, să încărcăm butelii o dată pe lună, când vinea din localități colegi de noștri care aveau aragaz, pentru că în 90 nu toți aveau aragaz. Pe urmă, lucrurile au evoluat, s-au schimbat și oamenii au prins curaj în sindicat, odată datorită realizărilor care au început să se simtă, să fie palpabile, și încrederea a crescut continuu. Lucrul acesta o spun astăzi cu mândrie justificată, în sensul că dacă numărul de membri de sindicat a crescut, s-a întâmplat datorită rezultatelor pe care sindicatul a reușit să le facă în perioada asta. Și de modul în care sindicatul a rezolvat multe din problemele noastre ale cadrelor didactice. Da. Acum, dumneavoastră, fac o paranteză. La sindicat sau la birou, la mine, nu vine o școală. Vine un om. Reprezentantul grupii sindicale. Grupii sindicale. Care vine și lansează problema și spune cum ar trebui de discutat. Sau cum știți și dumneavoastră că ați participat, în cadrul ședinței de birou sau în ședinței de consiliu coordonator, când ne întâlnim o dată pe lună, lucru acum înregimentat și intrat în conștiința fiecăruia, a treia miercuri din lună, la ora 15, este ședință, nu mai trebuie să dăm telefon, nu mai trebuie să facem alte apeluri, lumea știe, trebuie să vină, dezbatem problemele și căutăm soluții. Și totuși v-aș întreba, dar în luna martie de ce vezi ține adunarea cu o săptămână mai târziu? Nu a treia miercuri, ci a patra.
acum trebuie să spunem la telespectatori și la cei care se uită la noi un amănunt, și anume faptul că a treia miercuri din lună pică în data de 18 martie. În data de 18 martie, județul Suceava este programat la minister pentru concurs pentru postul de inspector școlar general, iar din partea FSLI voi merge, a fost desemnat să reprezint județul la concurs pentru inspector școlar general pentru județul Suceava. Și ca luna martie să nu rămână fără ședință și să ne putem desfășura activitatea în mod corect și firesc, această ședință o să o facem cu o săptămână mai târziu, adică pe 25 martie. Pentru că atunci... Și pentru că Dumnezeu face minunate potriviri de întâmplări, atunci o să ne aducem aminte și de Virgil Bujdei, care are 15 ani de la trecere în neființă. Dumnezeu să-L odihnească. Dumnezeu să-L odihnească și să ne aducem aminte mereu de El. Eu totuși v-aș întreba, sindicatul mai are probleme de rezolvat? Dacă aș face o glumă, pentru că trăim în România, întotdeauna sunt niște probleme de rezolvat. Legislația se schimbă de la zi la zi. S-ar putea ca astăzi să discutăm pe o lege, să ne facem anumite planuri și până mâine, poimâine, să apară o ordonanță de urgență, hotărâre de guvern care dă totul peste cap. Ba mai mult, în ultima perioadă și în ultimii ani, m-am confruntat cu o situație care pur și simplu nu știi cum să o explici sau nu poți să o înțelegi. Legea este foarte clară, foarte bine gândită, publicată în Monitor Oficial, normal, cum este o prevedere constituțională, la 3 zile de la publicarea în Monitor Oficial, ea trebuie să-și producă efecte. Produce efecte numai pentru viitor, nu și retroactivează. Și cei care au fost inițiatori sau au votat-o, sunt primii care nu o respectă. Lucru care a făcut că în ultimii ani să desfășurăm sute, mii de procese pentru acest lucru. Adică să mergi în instanță și să ceri respectarea legii. Păi de ce era necesar să mergi în instanță când o lege trebuie respectată de la primul până la ultimul cetățean? Dacă e lege... Nu-i tocmeală, spuneți în română. Sigur că da. Nu mai există interpretare. O respectăm toți. Vine metodologia, o schimbă, vine curtea de conturi de altă interpretare, la salarizare trebuie făcut într-un fel, deși legea prevede altfel, și pe aceste considerente au fost atâtea sute de mii de procese pe fel și fel de spețe care nu făceau altceva decât să știrbească din demnitatea cadrului didactic și să știrbească în final statutul social al cadrului didactic. Pentru că toți erau loviți la salarizare și la normă de portofel. Da. Trebuie să punctăm aici ceva obligatoriu. În cei 25 de ani, sindicatele din învățământ n-au organizat acțiuni ca să câștige ceva nemeritat, ci numai pentru a obliga guvernanța să respecte legea. Sunt două paliere importante aici. Până în 2000, deci din 90 până în 2000 și din 2000 până în prezent, să spunem. Până în 2000 s-au făcut mișcări, mitinguri, greve generale și totul a fost legat în principal pe salarizare. Ne aducem aminte de ultima grevă din 2000, când după vacanța de iarnă, două luni de zile aproape, școlile au stat închise, copiii acasă, cadrele didactice la fel, până au așteptat să se dezamorseze situația. Lucru benefic. S-a rezolvat atunci. Numai că inflația creștea de la o lună la alta și ce ai rezolvat cu 3 luni în urmă, peste 4 luni
Nu mai era valabil. Nu mai era valabil. Sau ai ajuns de la situație, ai ajuns din nou în situația de la care ai pornit. Și atunci, între timp, cu transformările care au avut loc în România, cu noua legislație care a apărut, aici trebuie să amintesc faptul că am avut o lege a educației apărută în 95 și pe urmă un statut al personalului didactic, legea 128-97. Legi foarte, foarte, foarte bune, dar care au fost aplicate discriminatoriu, adică fiecare la bunul său plac. Pe legea 128, de exemplu, statut personal didactic, au fost sute și mii de procese în țară, ca să nu mai spun câte procese au fost în județul Suceava și la care, iarăși trebuie să o spun fără, cu lipsă de modestie, cum vrea să mă categorisească lumea, am fost inițiatorul la o serie de aceste acțiuni în justiție și care au fost benefice în salarizarea cadrelor didactice pentru perioada următoare. Și trebuie să mai spunem telespectatorilor un lucru, că au fost organizații sindicale din alte județe ale țării care au apelat la ajutorul dumneavoastră pentru introducerea unor acțiuni în justiție. Și acest lucru nu trebuie să vă facă mândru, ci foarte mândru pentru acest lucru. Spuneți-mi, vă rog, în statutul nostru sunt prevăzute și o serie de ajutoare care se acordă sindicaliștilor. Cred că sunt interesați telespectatorii să afli care sunt acestea și din ce provin. Ca întotdeauna, sau de când s-a înființat sindicatul ăsta, eu am spus că sindicat înseamnă solidaritate. Solidar să fii și la bine și la rău. Ajutoarele care au fost gândite la nivelul sindicatului nostru au fost ca să ajungi pe om atunci când este în nevoie. Are omul o operație, are omul o înmormântare, are omul un necas cu copilul, are rezultate deosebite, îl stimulez, la fel. La ce anume și atunci, rezultate? Și atunci, la olimpiadele școlare, să spunem. Olimpiadele școlare, da. Faze naționale, faze și internaționale. Și internaționale. Ce am vrut să spun aici? Lucrurile s-au modificat tot în timp, până am ajuns, să spunem, la un anumit cuantum de ajutoare care se acordă în momentul de față. Rezultatele au fost gândite de maniera ca cel care este aflat în nevoie să poată trece mai ușor peste necaz, iar cel care a obținut un rezultat pozitiv să fie stimulat ca să facă și în viitor lucrul acesta. M-ați întrebat de unde vin banii. Păi orice sindicat, așa cum politica se face cu bani, fotbalul cu bani, și sindicatului îi trebuie bani, aceste ajutoare le putem lua numai din contribuția pe care o plătesc sub formă de cotizații membrii noștri de sindicat. Dar acum, iarăși, ca să nu mă laud... Nu, să spuneți un adevăr. Adevărul. N-a plătit nimeni de la Bucovina Rădăuț cotizație câți bani au luat prin hotărâri judectorești. Oh, nici nu se compară. Nici nu se compară. Nu se compară, nu se compară într-adevăr. Da. Dar toate fondurile care vin din cotizații sunt cheltuite pe aceste probleme care le-a spus dumneavoastră? Noi la sindicat avem, cum am văzut încă de la începutul sindicatului, avem om care răspunde de compartimentul financiar contabil. Contabilă separat, care se ocupă, înregistrează la bancă în contul nostru și din aceste cotizații, ajutoare de genul ajutor de înmormântare, la căsătorie, ajutor pentru căsătorie, ajutor pentru naștere, ajutor pentru ieșire la pensie, pentru că omul, vă aduceți aminte, a cotizat, să spunem, o viață întreagă și la urmă, datorită legislației, în legislația anterioară, la ieșire la pensie, îți dădea două salarii de încadrare. Acum nu mai dă nimeni nimic, că e mult să revenim. Dar putem, unor poate... ministerul sau inspectoratul școlar nici măcar nu-ți dă o diplomă de mulțumire. Legea 118 a fostului guvern Boc, care a tăiat 25%, a tăiat și acest premiu de ieșire la pensie. La fel cum a tăiat și premiul pentru naștere, când era un salariu mediu pe unitate pentru femeia care năștea. Revenim. Ajutor pentru olimpiade și ajutoare excepționale, cum am spus. Se trezește omul cu o boală incurabilă,
trebuie să facă investigații. Acum, dacă te-ai dus la doctor, categoric că trebuie să mergi cu bani în buzunar. Sistemul de sănătate funcționează cum funcționează și unde te duci când ai strictă nevoie de ceva. Vine la sindicat și eu, pe post de executiv, fac întotdeauna ceea ce hotărăsc colegii mei. Adică în Consiliul Coordonator se supune cererea de ajutor, oamenii stabilesc, chemăm compartimentul financiar contabil, vedem ce se poate da și se acordă la om solicitarea. În dosare cererea omului se face o anchetă socială, părerea grupii sindicale din care face parte, toate, se face ceva foarte bun. Dar eu aș vrea tare mult să spuneți telespectatorilor cum a acționat sindicatul în perioada acelor inundații catastrofale din 2006, 8 și 10. Zona Rădăuț a avut parte și de aceste calamități naturale. Sigur că față de cele trei situații, anul 2008 a fost vârf. Și dacă mergem pe Valea Sucevei, de la Ulma, pentru că toate aceste unități școlare sunt afiliate la sindicatul nostru, și până la Dornești, deci n-a fost localitate care să nu fie lovită, ba mai mult, să nu fie 2, 3, 4 colegi de-ai noștri care să nu fie suferit pagube. Și împreună cu dumneavoastră, împreună și cu alți colegi, am mers pe Valea Sucevei, am constatat pagubile și cei care erau îndreptățiți la ajutoare și împreună cu dumneavoastră și cu Consiliul Coordonator. Comisia constituită. Da, mi-aduc aminte că am stabilit, domnule, să dăm cât se poate. Lucru ce a făcut ca la nivelul anului 2008, deci 80% din încasările de cotizație să fie date numai pentru ajutoare celor care au fost sinistrați. Dar spuneți-mi, FSLU, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, a reacționat? Și dacă a reacționat, cum? Am supus această cerere către FSLI. Acționat, dar trebuie să o spun cinstit că n-am fost mulțumit. Eu, ca să vin și cu o propunere, că așa se poartă în ultima vreme, adică vii, cer ceva, dar fă și o propunere. Eu am propus să fiu scutit de cotizație pentru că dacă te-ai afiliat la federație și tu ca și organizație trebuie să contribui cu cotă parte în funcție de numărul de membri. Da, sigur, da. Să fiu scutit de plata cotizației pe 2 ani de zile. Am rămas problema să fii studiat la nivelul biroului executiv. N-am plătit un an de zile. După un an de zile am spus, domnule, totuși e mai bine să plătești că am revenit, am plătit și am rămas nemulțumit. Dar ce este important pentru mine? Că la nivelul zonei lumea a fost mulțumită. Ne-am descurcat cum am putut și am ajutat pe cei care au fost în nevoie. Dar ne-au venit și ajutoare. Țin minte că a venit odată domnul Pop. Nu? Ajutoarele nu au venit de la federație. Nu? Trebuie să remarc aici, pentru că așa cum vorbim prietenește, amical, acum aici, la această emisiune, așa, la nivel de țară, am colegi și mi-a făcut și prieteni. Două județe au fost foarte sensibile la ceea ce s-a întâmplat și în 2008 și în 2010 în zona Rădăuț. Și anume, e vorba de județul Bihor, care a trimis reprezentant cu 200 de milioane, cum erau atunci, și a spus că le dă la doi oameni. Condiția a fost să găsesc cei doi oameni care au fost cei mai în necaz, să facă un film și să justifice la Oradea că au fost înmânați cui trebuie. Am găsit oamenii, i-am chemat la generală 3 într-o ziua în care delegatul de la Bihor a venit. Oamenii au mulțumit, li s-a făcut poză, li s-a făcut film și a fost un lucru benefic pentru toți. Cât privește ajutoare materiale,
aici este vorba de județul Maramureș și în special de domnul ministru Liviu Marian Pop, în prezent ministru pentru dialog social, care a venit personal cu două mașini, cu făină, cu cozonac, mi-aduc aminte, cu haine, și la generală 3 am chemat cei în cauză și și-au ridicat, înmânate fiind de către domnul Pop și delegatul care le însoțea. V-am întrebat lucrul ăsta, ca să-l spun niște telespectatori, pentru că eu am fost de față chiar așa atunci este. Când s-a întâmplat treaba asta. Domnul Șorodoc, pe mine mă frământă o problemă pe care trebuie să ne spuneți și dumneavoastră, să spuneți telespectatorii. Care au fost principalele acțiuni ale sindicatului în instanță pentru ca oamenii noștri să-și câștige niște bani pe care statul nu i-a dat? Ați spus foarte bine și am discutat adineori. Deci, lege foarte clară în ceea ce privește salarizarea și o încadrare proastă. Deci să nu respecti legea privind salarizarea. Am vorbit adineori că se pot face două paliere. Cum s-a luptat până în 90 și cum s-a luptat cum s-a luptat din 90 până în 2000 și cum s-a luptat sindical din 2000 până în prezent. Din 2000, grosul acțiunilor sindicale a fost acțiunile judecătorești. Prima acțiune de anvergură la nivelul zonei Rădăuți a fost pe respectarea legii 128/97, respectiv statutul personal didactic, și anume o prevedere acolo care spunea că salariul se calculează spor la spor. Rog telespectatorii să rețină că acțiunea a fost pentru respectarea legii. Atât. Pentru respectarea legii. Alta. Da, este un pic interesant să spunem lucrul acesta, da, poftiți, pentru că impactul a fost fantastic. La vremea respectivă am încercat să rezolv problema în plan județean, în plan local. Nu s-a putut. Mergând la București, mă asociez cu colegul Adrian Voica de la Pitești, care îmi spune un lucru fantastic. Și anume că el știe la Pitești o școală care a fost auditată de către Curtea de Conturi și dă salariul calculat spor la spor. Și am întrebat, mie, dacă a fost Curtea de Conturi, înseamnă că oamenii au calculat bine. Cum calculează? Așa, așa, așa. Deci se calcula spor la spor. Cine a avut curajul la introducerea legii 128/97 la 1 septembrie să facă calculele bine, nu s-a legat de ei. Alții care nu au făcut încadrarea cum trebuie, au mers ani în șir. În detrimentul cadrelor didactice. Angajatului, să spunem. Angajat. Da. Și ne gândim cu Adrian de la Pitești, eu, pe urmă vine și colegul Corbotiuc de la Câmpul Lung și facem acțiune. El deschide acțiunea la Pitești. Îi se respinge în tribunal, îi se respinge în curtea de apel, merge mai departe la înalta curte. Când e pe rol la înalta curte cu dosarul, eu fac cerere de intervenție. Mai după o săptămână face cerere de intervenție colegul de la Câmpul Lung. Mai durează vreo 6 luni de zile și o surpriză. Avem câștig de cauză. Unde smulți puterea crește. Noi avem câștig de cauză. Dar nu ceream, vă spun, nu ceream decât să respecte legea. Primim hotărâre, dar lucrurile au durat, vă dați seama. Și întâmplarea face ca în vara în care primesc hotărârea pentru calcul spor la spor, să se schimbe și conducerea inspectoratului și la conducerea inspectoratului să vină domnul profesor, colegul nostru, Petru Carcalete. Mi s-a părut fair play și să discut vis-a-vis de hotărârea pe care o aveam în mână. Domnul general vă primește cu brațele deschise, citește și spune foarte senin. Domnul Șorodoc,
în fond și eu sunt profesor. Dați drumul la acțiune, domnule. Și dau drumul la acțiune. Dau drumul la acțiune. Stă acțiune pe rol. Ajung la Suceava. La Suceava erau deja la București, la Federație. Erau deja frământări. Că întoduse acțiune Argeșul și Suceava. Între timp, la FSLI, Spiru Haret, Suceava, care era la Federația Spiru Haret, se retrage din Federația Spiru Haret și vine la FSLI și domnul Cornea, pe atunci președinte, mă rogă să câștige timp și termene Spiru Haret, Suceava, să facă o intervenție și domnul Cernica. Îi spun foarte senin. Să facă, în fond, am colegi în tot județul, mă cunosc, dacă pot face un bine, îl fac. Face intervenție Spiru Haret, Suceava. La o săptămână mă sună colegul Corbotuc. Omul, dar pe mine numai fă și tu intervenție. Și obținem o hotărâre pe calcul spor la spor favorabilă, în fond, la acțiunea deschisă de Bucovina-Rădăuț pentru tot județul Suceava. În 2006 a fost prima ordonanță dată de guvernul Tărăceanu, care a spus așa. Primește bani. Cine are hotărâre? 2. Cine este pe rol? Și 3. Cine este la pensie? În județul Suceava eram toți. Ce se întâmpla în alte județe? Banii calculați grosso modo pentru zona Rădăuț la acea vreme, 30 de miliarde. Asta n-am stuit că era cifră. 30 de miliarde, dar n-a fost, să spunem, cifra ca atare șocantă. Pentru mine, succesul a fost altul. Că de la acea dată, de când s-a dat hotărârea, în continuare salariul s-a calculat corect. Am recuperat 30 de miliarde, dar în continuare salarizarea a fost calculată spor la spor. În fiecare lună se câștigă. În fiecare lună. În fiecare lună, domn. Alta acțiune. Asta am spus. Una. Una. Tot legea 128, care mi-a fost atât de dragă și nu numai mie și la toți cei care acum constată că prin legea 1, legea Educației Naționale pe 2011, a fost ștearsă. Tranșe suplimentare de vechime. În legea salarizării aveai un maxim până la 35 de ani. S-a introdus tranșa suplimentară. De la 35 la 40, de la 40 la 45 și peste 45 de ani vechime. Doamne. Erau alți bani care trebuia să vină și să fie aplicate. Și era normal și să fie tranșe suplimentare pentru că absolvenții liceilor pedagogici intrau la 18 ani în servici și lucrau și 50 de ani. Puteau să facă corect. Peste 45 de ani ușor. Obligatoriu. Obligatoriu. Făceau peste 45 așa. O altă acțiune pe legea 128. Era o prevedere acolo, precum că omul cu gradul 1 sau doctorat și cu 25 de ani vechime, datorită supra-solicitării neuropsihice, că doar s-a constatat că se dă și spor de neuropsihic, să aibă încadrarea săptămânală, adică în catedră cu două ore mai puțin. Pentru cei care ne ascultă și nu cunosc, să spunem că în învățământ, catedra unui profesor este de 18 ore. Norma de predare. Norma de predare. La clasă. Pe săptămână. Ei, ce prevede aici? Ai 25 de ani vechime și gradul 1, în catedră, pe săptămână, ai 16 ore. Fără diminuarea salariului. Era și un alt beneficiu, că procedând în felul ăsta, sigur că, cum sunt româna, matematica cu câte 4 ore pe clasă. 4 ori 4, 16. Dar dacă e un singur profesor și sunt 5 clase, păi trebuie să iei 20. Alealte, de la 16 până la 20, erau ore suplimentare și constituiau un venit în plus pentru cel aflat în cauză și la catedră, pe disciplina respectivă. Așa este. Altă acțiune. O altă acțiune foarte... Toate de anvergură. Toate de anvergură. Deci asta a fost pe legea 128. Cum am spus că legislația în învățământ se schimbă de la noapte la noapte, vine și campania electorală din 2008. În campania electorală din 2008 se lansează ideea că să mărești salariul în învățământ cu 50%. Vestita legii 221 pe 2008. În campanie, politicianul nostru românesc, politicul românesc, promite orice. Mi-aduc aminte cum domnul Joana spunea, într-o săptămână aplic legea,
vine domnul Boc și plusează. În două zile eu vă dau bani. N-a dat niciunul nici altul. Ba, guvernul tărician pe final de mandat contestă legea de două ori, legea asta 221, de două ori Curtea Constituțională respinge contestația și legea rămâne în vigoare. Dar banii? Dar banii? Nimic. Deci, promisiuni, s-a schimbat și guvernul, au uitat de două zile, au uitat de o săptămână, probabil sus la Parlament, băieții și-au frecat mâinile că au câștigat cine au câștigat, primul și-au dat mâine, s-au îmbrățișat și învățământul, deși, revin, în legea învățământului din 95, articol separat, învățământul este prioritate națională. Și-a rămas prioritate națională, numai pe hârtie. Și în ziua de azi. Deci este specificat undeva că e prioritate națională. Negru pe alb, articol. Învățământ, prioritate națională. Ca să nu mai spun că în legea actuală se spune finanțarea învățământului în România se face cu un procent de 6% din PIB. Păi ați văzut anul trecut când era domnul ministru Pricope de la 2,8 a anunțat 3,2. Adică noi am făcut un progres, am ajuns la jumătate. Că eram sub jumătate. Când legea prevede 6% din PIB. Domnule Șorodoc, îmi sugerați, poate fără să vreți, o altă întrebare. Ce s-a întâmplat cu sumele câștigate în instanță? Păi sumele câștigate... În mai multe procese. În mai multe procese. Continui un pic legea 221. Am început procesul cu 221. Le câștigăm și vine o altă lege a guvernului Boc, legea 330, care spune așa, că reîncadrarea în 2010 se face la nivelul lunii decembrie 2009. Acum, în favoarea sau în defavoarea salariatului? Cu legea 221. Deci cine acorda legea 221 în decembrie 2009, mergea și în încadrare în 2010. Au fost de pomină și n-am suit niciodată. Am chemat directorii separat pe hol la Colegiul Hormuzache. Am explicat conținutul legii 221, conținutul hotărârii judecătorești, ce înseamnă o hotărâre definitivă și irrevocabilă și că pot să facă încadrarea fără să se teamă de nimic. Pentru că legea acum era confirmată printr-o hotărâre judecătorească. Ca întotdeauna, mulți au înțeles și mai puțin n-au înțeles. Dar când au văzut și ceilalți care stăteau în cumpână că să iau bani frumoși, au dat și aceia. Lucrul care m-a ajutat ca să pot face reîncadrarea pe 330. Adică și în 2010 și să mergem tot cu salarizare pe legea anterioară. Adică în favoarea angajaților. Lucru care a prins atât de bine încât în 2010, pe celebra lege a guvernului Boc, care tăia 25% din salar, câștigul salarial prin hotărâri judecătorești prin legea 221 era de 33%. Deci, la zona Rădăuț, salariile tăiate cu 25%, omul lua salariul întreg plus 8% în plus. N-avea treabă nicio nimic. Sigur că în țară la minister s-au sesizat. Nu eram singur, că mai era colegul de la Botoșani. Între timp, vă aduceți aminte că au început mișcări și la Suceava, că foarte multe școli din Suceava, în fața prefecturii, în fața Consiliului Județean, au început să treacă strada în șir. Nu puteau să fie amendați, omul trecea strada. Dar se plimbau prin fața Consiliului Județean și prefecturii. Deci, acum, închipuiți-vă dumneavoastră la un spor de 33% din salar lunar. Și asta a însemnat, deci procese pe 221, un rând de procese. Procese pe legea 330 la reîncadrare în 2010, procese pe 285 la reîncadrare pe 2011, până la apariția legii 63, actuala lege de salarizare, în 11 mai 2011. Toate însemnând un plus de salariu. La zona Rădăuț, aceste legi au fost și aplicate, cu sincope.
După care tot guvernul Boc dă, văzând avalanșa de procese, dă o ordonanță de reeșalonare. Adică cine a câștigat în instanță va primi diferențele eșalonate pe 5 ani de zile. În următoarele procente, 5% în primul an, 10% în anul următor, 25%, 25% în anul 4 și în 2016, când ar trebui să se termine, 35%. Între timp, eu și alți colegi, pe o decizie numărul 2 a înaltei curți din februarie, din 17 februarie 2014, care a dat o hotărâre favorabilă în sensul că pe niște bani, ca să înțeleagă angajații din sistem, se poate cere și dobândă, am declanșat și procesele pentru recuperarea dobânzii. Probabil, e o părere personală, văzând și câștigurile de cauză și din procese cu dobândă, guvernul Ponta ne-a dat în avans, am recuperat anul trecut, în 2014, 80% din ceea ce trebuia să primim în 2015, iar acum, începând cu luna martie, recuperăm aproape 20% ce a rămas din 2015 și putem da până în vară încă două tranșe, că fiecare tranșă din an era împărțită în patru tranșe trimestriale egale. Iată că este o veste foarte bună pentru personalul din învățământ. Deci înainte de sărbători, ca să fiu clar să înțeleagă toți, s-au luat bani frumoși pentru Rădăuți și județul Suceava, iar cei care nu mă cred să dea niște telefoane în alte județe, începând din la Megieș și să meargă până în Caraș-Severin, să întrebi câți bani au luat. Așa este. Din câte cunosc eu, mai aveți acțiuni în justiție. Care anume? Păi mai sunt acțiuni în justiție, cum vorbeam adineauri. Este vorba de procesele aflate pe rol privind dobânda și sigur că nu ar fi lipsite de interes procesele prin care în urma auditului Curții de Conturi s-a stabilit că anumite sporuri sau indemnizații au fost acordate ilegal. Fals. Nimeni în învățământ nu își dă sporuri și indemnizații la bunul plac. Că toată lumea poate să citească o lege, chiar dacă nu a făcut facultate de drept, dar o lege poate interpreta oricine. Mai ales că și legea asta de salarizare nu sunt stufoase, sunt stricte, câteva prevederi clare. Sunt pe rol. Între timp, tot trebuie să pomenesc numele domnului ministru Liviu Pop. În septembrie anul trecut a venit legea 124 la inițiativa domnului ministru, lege care înseamnă amnistie în învățământ, adică pentru, mă rog, sume considerate a fi calculate sau acordate ilegal, lucru care m-a făcut cu aceste procese cu Curtea de Conturi să fie stinse, numai că aici trebuie să dau o palmă la cei care nu m-au crezut. Eu când am spus că sunt în legalitate, mulți nu m-au crezut și din proprie inițiativă s-au dus să dea bani înapoi care aveau în buzunar. Ciopăpat lupul pe legea 124, legea amnistiei, bun papat. Legea amnistiei din 24 septembrie prevede că nu se mai acordă pentru viitor. Adică ce ai dat banii cu capul tău și cu mâna ta până în 24 septembrie, zbundați. Nu mai putem recupera. Dar din 24 septembrie încolo ce ai mai avut de dat, s-o șters și am rezolvat și cu Curtea de Conturi. Am simțit pe propria piele lucrul ăsta. Păi, la Arbore am fost patru cadre didactici care am refuzat să restituim banii. Toți au restituit sumele integral și acum se uită la noi. Și dumneavoastră care m-ați crezut și am spus, domnule, este legal, nu dați bani înapoi. Pentru că la momentul când s-a acordat acel spor, s-a respectat o lege. Spuneți-mi, scurt, care este relația dintre sindicatul nostru sau sindicate în general
și autoritățile locale și județene. Păi vrând nevrând, se spune că sindicatul ăsta trebuie să lucreze cu niște parteneri sociali. Dumneavoastră le-ați enumerat foarte simplu. Partenerii noștri sociali sunt în primul rând autoritățile administrației locale, ierarhic și pe filieră profesională Inspectoratul Școlar Județean, școlile învățământului special finanțate de Consiliul Județean, deci alt partener de dialog social este Consiliul Județean, și Prefectura Suceava, care este de fapt reprezentantul Guvernului Teritoriu. Și acum vă întâlniți toți în cadrul Comisiei Dialog Social, nu? Atunci când este nevoie. Când este nevoie. Acum două săptămâni, tot domnul Liviu Pop a avut o conferință, o videoconferință pe tema dialogului social și după ce a enumerat județe în care dialogul social funcționează foarte bine, la urmă a spus un amendament special. Pentru Suceava și Sibiu, dialogul social merge foarte bine. Aici trebuie să recunosc că atunci când am avut o problemă, eu, colegii mei, au mers la prefectură, au pus cerere de convocarea Comisiei de Dialog Social și domnul prefect, de fiecare dată, în maxim 3-4-5 zile, ne-am întâlnit cu toți membrii comisiei și cu cei care erau vizați în sesizarea noastră, începând de la finanțe, de la administrație locală, și lucrurile s-au rezolvat, decât să mergem prin alte mișcări, să spunem, mai puțin populare și mai puțin și mai gălăgioase. Cum ați caracteriza prin câteva cuvinte imaginea sindicatului pe plan județean și național? Cum fiecare om nu seamănă cu celălalt, niciun sindicat nu seamănă cu celălalt. Diferențele sunt colosale de la o zonă la alta și de la un județ la altul. La fel cum în plan național sunt două federații sindicale în momentul de față. Că Spirul Haret și cu FENU s-au unit și acum e Federația Educației Spirul Haret. FSL a rămas. Și între cele două federații sunt diferențe. Ca urmare, diferențe sub multiple aspecte. Unul din diferențe, palpabil pentru oameni, sunt hotărârile judectorești. Și câți bani a luat fiecare membru de sindicat afiliat la un județ sau altul. Domnule Șorodoc, ați enumerat foarte multe realizări, dar totuși, dumneavoastră, așa în sinea noastră, sunteți nemulțumit de ceva ce n-ați realizat și ce anume? În primul rând, de la 1750 de membri cât am preluat de la predecesorul Gil, până la peste 3000 de membri, înseamnă că lumea a venit pentru că a văzut că la Rădău se mișcă ceva. N-am vrut să am atât de mulți, pentru că oameni mulți înseamnă mai multe probleme de rezolvat. Bătaie mai mult de cap. Dar când colegul tău insistă, când profesorul tău insistă, trebuie să faci lucrul ăsta. L-am făcut. Am o foarte mare nemulțumire. Nimeni n-a înțeles în momentul de față, ca să dau numai un ultim exemplu, care este rolul unei hotărâri judectorești. S-au schimbat foarte mulți directori. Dacă ajunge în cancelarie, în secretariat, hotărâre judectorească revocabilă, este vorba de o hotărâre judectorească pe dobândă, câștigată, pentru toți, inclusiv pentru director. În termenul de apel, directorul își angajează avocat, introduce apel în curtea de apel și pierde în proces. Mă sună liderul de sindicat și îmi spune: domnul Șurduc, să veniți să explicați la oameni. Eu m-aș duce să explic la oameni și pot probabil că o să mă duc. Dar mai normal și firesc ar fi să vină doamna director, care acum 2 ani era simplu membru de sindicat și profesoră, să explice ea de ce a făcut apel. Pentru că în momentul de față ai saci în căruță și nu-ți pare bine, cauți dedesubturi ca să nu fie bine pentru alții, inclusiv pentru tine. Vă înțeleg, și așa este, mai ales că românul încă zice merge și așa. Păi dacă merge și așa, atunci se meargă în altă parte.
Deci știți că la un moment dat omul rabdă. Dar la un moment dat cred că n-am să rabd de cer și spune, băi, fraților, poate aveți alte direcții, poate găsiți altceva mai bun și lăsați-mă în pace. Tolișo Rodo, o să vă întreb ceva în afară de procesul de învățământ. Știu că mulți dintre colegii noștri au participat la o spartachiadă. Succint. E al doilea an de organizarea spartachiadei în județul Suceava, spartachiada profesorilor, care se dorește să fie, să spun, altceva decât procesul de învățământ în sine și decât linia pur profesională. Adică omul se și mai, nu să spun distrează, se relaxează un pic după ce creierul este supra-solicitat. Câțiva colegi de-ai noștri care au obținut rezultate în spartachiadă. Zona Rădăuț a fost o zonă compactă și dă exemplu chiar și la spartachiadă. Responsabil de cer pedagogic, domnul profesor Radu Munteanu a organizat atât de bine echipa pentru zona Rădăuț, pentru toate disciplinele, fotbal, volei, tenis, ciclism, încât, dacă n-a fost locul 1, a fost locul 2 și 3. Deci, echipele de la zona Rădăuț, pe cele două ediții, anul trecut, în 2014 și în 2013, s-au prezentat atât de bine, încât toți au spus, domnule, organizare ca la Rădăuț, mai rar întâlnită. Vă 3-4 evidențiați. Păi, Muntean Radu. Corect. Care a făcut întotdeauna, Muha Edison, domn profesor Gelu Țugulea la ciclism, Roșca de la tenis de masă, locul 1, echipa de fotbal în 2013, locul 1, deci Suceava cu două echipe, Dorna cu două echipe, am în finalul cu Fălticeniu și câștigăm trofeul. Felicitări! Mulțumesc! Domnule Șorodoc, eu cunosc că personalul nostru din învățământ participă și la viața culturală a comunilor. Și asta este o mândrie și pentru mine. Ați putea spune telespectatorilor în câteva cuvinte la ce anume, la care anume activități îi întâlnim pe ei? Până în 90 era Cântarea României. Nu exista spectacol ca să nu fie cooptat un cadru didactic din școală. De la educatoare până la director. În momentul de față lucrurile s-au rezolvat. Dar remarc câteva eforturi supraomenești pentru niște colegi din zonă. Este vorba de ansamblu Străjăncuța de la Straja, condusă de colega mea de catedră și de cerc și Saveteleagă, despre care știi toată lumea, deplasări în țară, în străinătate. În momentul când ai văzut copiii îmbrăcați, îți saltă inima și te simți parcă că ești bucovinean. Gilca, de asemenea, cu Bilcuța. Da, de asemenea cu un tezaur extraordinar de bogat, cu un ansamblu foarte frumos și sigur că fiecare bălcăuț cu ansamblu Cazacioc. Deci toate aceste manifestări culturale nu sunt făcute decât cu rolul important și efortul deosebit al cadrelor didactice. Cunosc că sunt și participanți în unele ansambluri artistice, ansambluri folclorice. Păi, pe vremuri, când eram și la Casa de Cultură și cântam la vioară, la Florile Bucovinei, lucrurile s-au... Nu mai sunt eu, sunt alții. Dar tot din învățământ au venit. Domnule Șorodoc... Ori la dansuri, ori la orchestră, ori stoliși vocale. Domnule Șorodoc, ia că încetul ne-am apropiat de sfârșit. Când a trecut? Eu vă mulțumesc din suflet pentru că ne-ați onorat cu prezența noastră în studio, că ați împărtășit telespectatorilor noștri rezultate ale acestui sindicat foarte important din această zonă. Vă urăm sănătate multă și putere de muncă. Mulțumesc. Eu vreau să mai spun în încheiere numai câteva lucruri scurte și esențiale. Poate. Eu nu puteam să realizez dacă nu eram ajutat. Eu trebuie să mulțumesc lui Dumnezeu pentru oamenii care mi-au scos în cale. Trebuie să găsesc
întotdeauna oameni care se gândească la fel ca mine și se pună pe primul loc binele celor mulți și mai puțin.